Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit sub cupola Ateneului Băcăvan. Pentru ca să avem o atmosferă destinsă și distinsă, distinsă este din start, am să vă spun de ce mă cheamă Bostan. Și pentru că întotdeauna lumea a râs în momentul în care m-am prezentat cu numele meu, ca să nu mai fie probleme, mi-am făcut un mic autoportret. Mă numesc Hilar Bostan, am scris un snop de versuri și pregătesc cu mintea în para, pe lângă zidul de cetate, un roman. Veniți de luați semințe de bostan. Spectacolul nostru începe cu Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău. Visul. Fragment din poezia de Varujan Buzganian. De 2000 de ani căutăm printre firimituri, ori printre cutele pernei, o fărâmă măcar din visele lui. În tot acest timp mă visez, plutind, alergând, niciodată murind. Ba chiar uneori mă visez că visez. Și visul meu se întâlnește pe drumul Damascului cu visul lui Iisus. Născută la Constanța, de ziua armatei, mezzo-sopran, solista operei din Brașov din anul 2001, absolventa liceului de muzică secția Canto și a Universității Naționale de Muzică București, Facultatea de Interpretare Muzicală, secția Canto, laureată a diferite premii. Are numeroase specializări în domeniu. Masterclass internațional de operă Carmen de Bizet în Canada și în România. Cursuri de maestrie artistică masterclass cu soprana Mariana Nicolescu. Cursuri de maestrie artistică cu soprana Felicia Fili. Curs internațional de canto, ediția nouă, Austria. Bursă Iolanda Mărculescu. Are un repertoriu bogat la operă. Carmen de Bizet, Rigoletto de Verdi, Cenușăreasa de Rossini, Nunta lui Figaro de Mozart, Bărbierul din Sevilla. În operete a cântat în Iliacul de Strauss, în Contesa Marița de Calma, are spectacole pentru copii, Hansel și Gretel, Cocoșelul Neascultător, Mușchetarii, Măgăriei sale, Soldățelul de Plumb. Apariții scenice deosebite, recitaluri, spectacole și concerte de muzică în București, Constanța și în alte orașe ale României. Transmisii la posturile naționale de radio și televiziune, concerte în străinătate, Elveția, Austria, Germania, Franța. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mezzo-soprana Sonia Hazarian va interpreta o suită de colinde internaționale de Crăciun, acompaniată la pian de profesor Izabela Brașoveanu.